ajungi în momentul pe care îmi doream de mult să-l prezint. În cartea mea, Trăiește magia celor 33 de zile, vorbesc foarte mult despre importanța meditațiilor și cum acestea îți pot schimba viața. Totul pornește de la energie, iar energia face ca materia să se așeze astfel încât voi să aveți tot ceea ce vă doriți în viața voastră materială. Însă mulți dintre noi pierdem conexiunea dintre energie și ne focalizăm prea mult atenția către materie. Vreau să vă prezint prima meditație pe care eu am învățat să o fac de-a lungul timpului, deoarece eram la început de drum și efectiv nu știam cum să meditez. Am multe persoane în jurul meu care mereu mă întreabă, ok, vreau să meditez, dar cum să o fac? Nu puteți trece la meditații avansate fără să știți să vă conectați cu energia Creatorului în meditațiile ușoare. Această meditație, efectiv, am inventat-o eu, deoarece căutam să învăț să fac meditații simple, fără să ajung să renunț, pentru că dacă urmam să fac meditații mai grele, cu siguranță renunțam. În primul rând, vreau să vă spun despre aceste cristale. Desigur, la începutul meditațiilor mele, eu nu foloseam cristale sau alte roci sau multe alte chestii. Deci, efectiv, eu învățam meditațiile simple. Acum, când am devenit mai avansată, am învățat să-mi fac și protecții. Aceste cristale sunt foarte bune, deoarece puteți să vă faceți protecții cu ajutorul lor. Vă puneți intenția. Spre exemplu, eu în această seară îmi voi pune intenția ca aceste cristale să mă protejeze de orice energie care nu este benefică pentru mine, să curețe întreaga cameră de orice energie care este negativă, astfel încât eu să pot să îmi fac meditația liniștită. De asemenea, acesta este un lemn care se numește Palo Santo. Puteți să îl aprindeți. Și veți sufla sau îl veți stinge și fumul acestui lemn va curăța orice energie negativă care nu este bună pentru voi. Când vorbesc de energie negative, nu vă gândiți la demoni sau suflete pierdute sau alte lucruri. Pur și simplu vorbim poate despre persoane care au fost în casa voastră și v-au încărcat casa negativ, persoane care poate se gândesc la voi într-un anumit fel și dacă au fost cel puțin o dată în casa voastră, pot cumva să vă încarce cu energie mai puțin benefice pentru voi sau chiar voi ați pătruns în casă cu o energie mai scăzută, cu o vibrație mai scăzută și atunci nu mai este un mediu atât de prietenic și veți simți casa încărcată sau de oaie. Bun, acum voi trece la următorul pas. Vreau să vă mai prezint și aceste două cristale. Sunt ametist, probabil mulți dintre ele, multe persoane dintre voi, cum le cunoașteți. Eu îmi doresc în această seară să fac meditația cu ele în palme. Nu vreau să vă impacientați, ci vreau să înțelegeți că voi nu aveți nevoie de nimic din ceea ce eu am pus aici. Acestea sunt pentru mine importante, pentru că eu am evoluat, am 3 ani de zile de când fac meditații și pur și simplu îmi place să mă conectez și cu cristale sau pietre. Voi aveți pur și simplu nevoie de un scaun sau la marginea patului sau puteți sta în această poziție, care este poziția lotus, și să faceți meditația fără absolut nimic altceva. Bun, să trecem la meditația în sine. Ce înseamnă meditația în sine? În primul rând, veți avea nevoie să inspirați și să expirați de 3 ori, adânc. Fiecare inspirație a voastră să reprezinte viață, bunăstare, abundență, sănătate, iar fiecare expirație să reprezinte eliberarea de orice greutate, stres sau altceva care vă apasă. Inspirați pe nas și expirați pe gură.
spatele să fie drept. Este foarte important să știți că spatele trebuie să fie drept, astfel încât conexiunea cu Creatorul să poată fi realizată. Desigur, se poate întâmpla ca în timpul meditației să vă mai curvați coloana, dar de fiecare dată când vă aduceți aminte, vă reîndrepteți. Al doilea lucru pe care vreau să îl punctez este faptul că această meditație, fiind meditația începătorului, cum o numesc eu, va reprezenta doar inspirații și expirații. Voi veți inspira, iar la expirație, în mintea voastră, veți spune cifra 1, pentru că va trebui să faceți acest lucru de 108 ori și veți pierde șirul dacă nu veți număra fiecare expirație. Inspirați și la expirație, în mintea voastră, spuneți 1. Inspirați și la a doua expirație, în mintea voastră, veți spune 2. Și tot așa până veți ajunge la 108, la cifra 108, adică veți realiza 108 expirații. De-a lungul meditației veți observa că veți avea tot felul de gânduri care se vor lega. Vor apărea tot felul de imagini. Eu, de fiecare dată când simt că îmi vin tot felul de idei legate de anumite provocări ale vieții, de totul și cu totul lucruri care nu au de-a face cu meditația, le elimin. Realizez în acel moment că vin idei din afară care îmi vor distrage atenția de la meditație și atunci îmi focalizez din nou atenția pe inspirație și pe expirație. Deci de fiecare dată când mintea va fi invadată de gânduri, de orice fel de gânduri, voi pur și simplu vă veți refocaliza atenția pe inspirație și pe expirație. Această meditație vă va ajuta să vă conectați cu sinele vostru divin, cu Creatorul și să vă eliberați subconștientul de toate problemele. Nu vă imaginați că după prima meditație veți obține miracolul peste noapte. Trebuie să fiți foarte, foarte ambițioși, să faceți acest lucru în fiecare seară. Astfel veți reuși să vedeți cât de minunată poate fi viața, ce somn liniștit puteți să aveți după meditație și cum idei noi, geniale, creatoare, vor veni timp senin către voi. Oameni minunați vor apărea în viața voastră și încet, încet veți atrage ceea ce vă doriți. Dar este foarte important să înțelegeți că conexiunea noastră cu partea energetică a corpului nostru se realizează prin meditație. Haideți să începem. Inspirăm. Expirăm. Dacă ați terminat această meditație, vă felicit! Veți porni pe un drum minunat ce va fi pavat cu tot ceea ce vă doriți. Veți atrage soluțiile problemelor voastre, veți cuprinde în mintea voastră atât de multă înțelepciune încât veți face față tuturor provocărilor vieții și veți schimba perspectiva asupra vieții, asupra întregii voastre existențe. Acum este momentul în care să mulțumiți lui Dumnezeu, Creatorului, pentru tot ceea ce aveți. Mulțumiți pentru această meditație, mulțumiți pentru corpul vostru, pentru mintea noastră și pentru întreaga planetă. Vă sfătuiesc în fiecare seară, după meditație, să mulțumiți atât pentru sănătatea voastră, cât și pentru sănătatea familiei voastre, a tuturor cunoscuților voștri și mai ales a tuturor oamenilor de pe această planetă și existenței și vieții de pe întreaga planetă. Planeta însăși este vie și a
acest lucru se poate vedea din arbori, plante, din toate vietățile care coexistă odată cu noi aici. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Dacă doriți să vedeți mai multe videoclipuri, puteți să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pe Instagram mă găsiți CatalinaEfrim33, iar pe Facebook CatalinaEfrimAutor. Desigur că în cartea mea, Trăiește magia celor 33 de zile, vă explic exact ce anume reprezintă meditațiile, explic foarte multe tipuri de meditații și puteți încet avansa către o lume mirifică, către o lume în care veți atrage tot ceea ce vă doriți. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc!